seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de Zi. Suntem, iată, cu doar o zi de campanie rămasă în urmă, rămasă până la alegeri. De fapt, campania electorală se termină sâmbătă la ora 7 dimineața. Vom avea, practic, 24 de ore de meditații și după aceea primul tur al alegerilor prezidențiale. Însă vreau să vă spun că e din ce în ce mai mare presiunea, din ce în ce mai mare, să spunem așa, agitația celor implicați direct, mesaje peste mesaje, pe telefoane, nu știu cât de legale sunt aceste lucruri, dar toată lumea e prietenă cu toată lumea, în sensul că pe telefon te trezești cu diverse mesaje de genul, cum am primit eu astăzi, să votez un anumit candidat, sau să nu votez un alt candidat. Nu era vorba de aceea și de aceeași sursă. Apropo, de unde au ei numerele de telefon, ar fi de discutat și poate nu cred că e nici legală o asemenea situație, dar rămâne de discutat dacă s-ar face ceva în acest domeniu. Și suntem în România, țara tuturor posibilităților. De fapt, oare aceste numere sunt tot acele numere anonime, acele cartele prepay despre care s-a făcut atât de mult scandal, că în România ele pot fi procurate fără niciun fel de act de identitate, iar apoi servesc la alte scopuri? Știți că organele statului au propus, unele dintre ele au propus acest lucru, dar am auzit ca momentul când iei o cartelă prepay să-ți dai și datele de pe buletin. Curtea Constituțională a stabilit că nu prea e în regulă, încalcă drepturile omului, să spunem așa, drepturile cetățeanului, acea lege, dar, cum să vă zic, parcă nu e prea plăcut de multe ori să primești aceste mesaje. Și vă spuneam, dacă verificăm, cu siguranță o să vedeți că aceste numere nu au și un proprietar, adică sunt folosite într-un alt sistem. Știu ei bine cei care se ocupă de activitatea electorală într-un fel sau altul. Spuneam că e o zi, astăzi se așteptau dezvăluiri senzaționale, încă n-am ajuns la ora 24, cu siguranță putem să vedem câte ceva în acest domeniu. Mă gândesc că ori actualul președinte să mai vină cu o dezvăluire, deși dezvăluirile sale sunt tot mai fâsăite, poate ne mai spune guvernul că nu-i mai dă vila sau vilele pe care și le dorește președintele să le aibă după ce nu va mai fi președinte și tot așa. Dar rămâne, vă spuneam, numai mâine, nu e astăzi, practic mai avem 24 de ore și scăpăm de această campanie electorală. După alegeri ne tragem sufletul 2-3 zile, vom mai avea un salt și scăpăm și de turul 2 din alegerile prezidențiale, care, cum spuneam și aseară, nu ne-au atras atenția chiar atât de mult ca altă dată, poate și prin prisma faptului că am avut la ce să ne uităm, ce să vedem, și să știți că lucrurile nu-s deloc încheiate, vom avea cu siguranță, toată lumea cere, vom avea dosarul EADS-ului, vom avea și alte lucruri, ca să nu mai spun că va continua, apropo, sunt curios, deci eu am de fapt am două curiozități legate de justiția din România. Două curiozități mari, dar din perspectiva aceasta de cititor de presă, de consumator de presă. Și anume, când se va termina calvarul lui Mircea Diaconu, care se judecă și a câștigat N procese cu ani, dar în continuare sunt căi de atac, și când vom avea un final de căi de atac pentru Mircea Băsescu, care din două în două zile merge la tribunal și vrea să fie în libertate. Bine, îi se respinge organele. Dar câte căi de atac are, frate? Că de regulă, vă spuneam, există o reținere pe 24, o confirmare a mandatului pe 29 de zile și de aici, nu? Și poți să ataci de fiecare dată această decizie. În cazurile acestea, de ce se poate din câteva zile în câteva zile? O enigmă pe care poate o lămuresc cei îndrituiți să facă acest lucru. Bine, astăzi a mai apărut un scandal, cel legat
cel legat de implicarea unui anumit candidat într-o vizită, să spunem, prin alte părți, însoțit de un șef mare din partea juridică. E părerea mea că și acel scandal este fabricat, de ce a apărut acum, de ce se folosește foarte mult cu câteva zile înainte de alegeri. Dar suntem în România și orice e posibil. De fapt, mi-am propus, așa cum am anunțat și pe colegii de pe, și pe prietenii de pe Facebook, să vorbim astăzi seară mai mult despre alegerile care ne așteaptă. Alegeri care s-ar putea dovedi, spuneam, foarte importante pentru viitorul României. Am avut un președinte pe 10 ani, de fapt România a avut 2 președinți și jumătate din perspectiva perioadei în care s-au aflat la conducere. În ultimii 25 de ani am avut pe Ion Iliescu cu 10 ani, pe Traian Băsescu cu 10 ani și pe un mandat al lui Emil Constantinescu de 4 ani, pentru că așa era Constituția la acel moment. Vreau să vă spun că contează acum, președintele este ales pentru următorii 5 ani și automat, vrem noi sau nu vrem, pe actuala Constituție, președintele are foarte multe atribuții, deci poate influența foarte mult lucrurile. Primul lucru, vreau să vă spun că a apărut deja un mare scandal. De fapt, e un scandal care se tot continuă. Țineți minte că în urmă cu 5 ani se întâmpla un lucru cel puțin ciudat la Paris, în sensul că într-o zi de vot au votat extrem de mulți oameni la secția de la Paris, încât s-a ajuns să voteze în câteva secunde un candidat, lucru care clar era imposibil. Și de aici un întreg scandal folosit, l-ați văzut pe televiziune centrale, nu mai discutăm despre el. Însă acum, scandalul legat de alegeri la nivel, deci pe diaspora, este foarte mare. Practic, avem același număr de secții de votare ca în urmă cu 5 ani. Atunci era bine, acum nu mai este bine. Dar, vă spuneam, candidații se acuză, în fine. Problema care se pune acum este cum votezi. Și scandalul a ieșit de la faptul că votându-se cu buletinul și în afara țărilor UE, unde poți te duci cu buletinul, riști, adică Ministerul de Externe a comunicat faptul că nu are autocolante suficiente pentru cei care ar putea vota cu buletinul. Să pună acel autocolant ăla care se desface foarte ușor, după cum știți, din România. Și ar putea apare votul multiplu. De ce nu informatizăm noi lucrurile în sensul că în momentul când votezi să apari pe calculator și să nu mai poți vota a doua oară? Acest lucru cred că s-ar putea. Doar jumate din șpaga din scandalul Microsoft, cu siguranță am putea să facem niște alegeri absolut corecte din acest punct de vedere. Dar, pe de altă parte, nu mi se pare în regulă, dacă tu te duci în țările non-UE cu pașaportul, cum e să votezi cu buletinul, chiar dacă l-ai la tine. De discutat. Dar știți că de fiecare dată aproape de, o să înceapă să strige unii fraudă, înainte de a se produce fraudă, unii vor ști să aleagă scurtăturile ca și până acum. Am văzut acel anunț al unui oficial, viceprim-ministru, pare mi se, care a spus că vedeți că DNA-ul și-a dus oamenii în secție, bine că și-a dus, spuneam și atunci, și poate vor fi prinși cei care încearcă să ocolească prevederile legii. Pentru că în fraudarea alegerilor, despre care s-a tot vorbit în România, noi avem o lungă istorie. Le-am fraudat și în perioada interbelică, le-am fraudat și imediat după al doilea război mondial, nu mai vorbesc în perioada comunistă în care se raportau cifre de 90%. Eu cred că perioada de alegeri absolut corecte în România s-a cam terminat cu ani în urmă. Și știți când cred eu că au fost alegerile absolut corecte? Perioada 96-2000, cu alternativa aceea foarte corectă. Bine, asta nu înseamnă că în perioada cealaltă sau în ultimile alegeri n-au fost corecte. Însă, avem dosarul referendum în care ne spune că sunt ceva probleme, cel puțin asta încearcă să demonstreze procurorii. Avem alegerile locale de fiecare dată care nasc diverse, să spun așa, lucruri, dar nu se instrumentează dintr-un fel sau altul
procurorii au rămas departe de cazurile acestea și avem mașinăriile de vot organizate de partide care știu și fac totul. Mă gândesc și acum, anul 2009, țineți minte unul dintre candidați sărea în sus de bucurie că a câștigat Mihaela, dragostea mea și nu știu ce, și apoi a constatat altceva? Sau când îi spunea, mă gândesc un altul din ștaful de campanie al actualului președinte, care îi spunea Viorele, ăla care acum e acolo câteva zile la rece, îl chema acolo să-i arate numărătoarea și în care se știa deja alt câștigător. Mă gândesc că și acum se poate întâmpla un asemenea lucru, dar ca să se întâmple un asemenea lucru, trebuie complicitatea multor factori și nu știu dacă oamenii legii, că sunt polițiști, apropo, sunt și la secțiile de votare, că sunt procurori, că sunt judecători, o să-și permită acest lucru. Începem discuția despre alegerile care bat la ușe cu o precizare. Și anume, românii care în ziua alegerilor prezidențiale, deci duminică, sunt în alt oraș decât cel de domiciliu, pot vota la orice secție de votare pe listele suplimentare. Toate bune aici, dar trebuie să fac acest lucru pe baza unei declarații pe proprie răspundere și totul e în regulă. Cred că e mai practică această situație decât aceea care cu secții speciale pentru cei care nu sunt din localitate sau altceva. Pentru că suntem în România, votăm președintele României. Nu știu dacă și avea rostul neapărat și declarația respectivă, dar vă spuneam, dacă am fi informatizat și votul tău în momentul când te duci la vot, te caută pe calculator și te bifează, n-ar mai fi nici cea mai mică problemă să votezi a doua oară. Așa, acel autocolant mai poate fi desfăcut și trezești că mai votează la Târgu Jiu, votează la Rovinar și se mai duce și prin într-o altă comună. Nu, deci zic că nu se poate asemenea lucru, dar teoretic e posibil dacă scoate autocolantul, pentru că verificarea se face mult mai târziu. Nu se poate face practic la momentul acela. Vine cu buletinul, dă declarația, bine, dacă dă declarația și după aceea suportă și consecințele, parcă ar fi cum ar mai fi. Dar știm noi foarte mulți care au tot făcut diverse lucruri în alegeri trecute, și nu mă refer la referendum, și n-au pățit nimic și în ziua de astăzi. Deci, trebuie să spunem că cetățenii care în ziua alegerilor se află în localitatea de domiciliu vor vota la secția de votare la care sunt arondați, potrivit domiciliului. Cum decurge? Dumneavoastră ați fost la vot, nu e o problemă să nu știți ce trebuie să faceți, dar ar fi bine să precizăm aceste lucruri și dintr-un alt motiv. Se tot face de foarte multe ori în alegeri și parcă eu cred că ar trebui cum punem camere de supraveghere la examene, la examene naționale sau chiar și la permisul auto, cred că ar trebui să punem și secțiile de votare. Și o să vă explic de ce. Se practică un sistem de acesta suveică sau ceva de acest gen, nu știu cum să-i spun, dar printr-un nu știu care mod, printr-un nu știu ce mijloc, anumiți alegători capătă mai multe buletine de vot, pe care nu le ia din secție. Deci în secție ieșea un singur buletin de vot. Merg în cabină, dar când introduc în urnă, introduc votate mai multe, că le întoi frumos, nu se vede. Dacă ar fi o cameră de supraveghere, o cameră de luat vederi, poate ar vedea, dar așa nimeni. Și ajungi să ai, să spun așa, să ai sub control votul într-o anumită localitate. Deci părerea mea proprie și personală este că și în Gorj, dar și în țară, cel puțin la alegerile locale unde votul e mult mai apropiat de comunitatea respectivă, s-au întâmplat astfel de lucruri. De fapt, din ce am văzut, sunt dosare în cercetare încă pe această direcție. Deci, cum faci dacă te duci la alegeri? Că bănuiesc că cel puțin 50%, peste 50% se anunță prezența la vot, așa că mulți dintre cei care vă uitați acum la noi, mergeți la vot, da? Bun. Deci,
te duci cu actul de identitate și pe care îl dai unui membru al biroului electoral al secției de votare. Președintele secției de votare sau membru desemnat de acesta va verifica dacă ești înscris în copia de pe lista electorală permanentă, după care semnezi în lista la poziția destinată ție. Știți acest lucru, nu sunt noutăți. În baza semnăturii, în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabel, după caz, președintele sau membru biroului electoral al secției de votare desemnat de acesta îți încredințează buletinul de vot și o ștampilă cu mențiunea votat, pe care o vei aplica pe buletinul de vot. Deci, știți acest lucru, ați votat de foarte multe ori. Poate e mai interesant pentru cei care n-au votat până acum, care au împlinit de curând 18 ani sau împlinesc chiar în ziua votului. Înainte de a intra în cabina de vot, teoretic ar trebui să vă asigurați că pe spatele buletinului de vot este aplicată ștampila de control al secției de votare. Atenție, dacă aceasta lipsește, votul tău ar fi declarat nul. Deci dacă în caz că dintr-o întâmplare acea ștampilă de control nu este, cereți un alt buletin de vot. Și atenție, intrați singur în cabina de vot și aplicați ștampila cu mențiunea votat înăuntru patru laterului care cuprinde prenumele și numele candidatului pe care vreți să-l votați. Atenție! Dacă ștampila este în afara patru laterului sau în mai multe patru latere, votul este nul. Deci, îndrăgiți doi candidați, însă ștampilați doar pe unul, pentru că dacă îi ștampilați pe amândoi, practic pierzi și unul și altul votul. Veți îndoi buletinul, astfel încât pagina netipărită care poartă ștampila de control să rămână în afară și apoi îl introduceți în urnă. Vă spuneam, există și varianta să duceți mai multe, dacă sunteți mai șmecheri așa, puteți să duceți mai multe asemenea buletine. Rămâne întrebarea și poate ne răspunde DNA-ul dacă s-au întâmplat aceste cazuri sau să fie cu ochii sau nu se mai întâmple, de unde se procură aceste buletine de vot? Că bănuiesc, au un regim special. Deci buletinele alea de vot se ia de undeva ca să ajungă în mâna domnului respectiv care votează cu mai multe buletine. Deci atenție și puteți privi asta în tot județul dacă se întâmplă. Eu sper să nu se întâmple o asemenea situație. Restituiți președintelui sau acelor membri ai biroului electoral care v-au dat ștampila încredințată și primiți înapoi actul de identitate. Deci atenție, este o procedură standard, este foarte importantă și n-ar trebui să fie probleme. Anul acesta, mai mult ca niciodată, n-ar trebui să fie probleme, pentru că se mai întâmplă un lucru. Raportările sunt foarte, foarte dese. Deci la 10, la 13, la 16, la 19 și la 21 avem, atenție, raportări de la Biroul Electoral Central. El se bazează pe... Deci sunt raportări și pe care le oferă presei după aceea la 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 și 22.30. Foarte important, secțiile de votare raportează acum toate, nu mai sunt eșantioane. Toate raportează, deci până la ora cutare au votat 50-100 de oameni, până la ora cutare 100 și ceva. Deci în mod normal ar trebui să bată casa cu masă. Adică, nu putem să avem, să zicem, niște raportări fictive, cum se pare că s-a petrecut la referendum. Pentru că se verifică, e cheia. Deci dacă tu raportezi mai multe, deci tu trebuie să te închizi la ora 21 pe total voturi și cu acestea în plus. Ori dacă tu nu le vei avea sau vei face acea raportare din burtă, teoretic răspunzi în fața legii. Practic rămâne de văzut, dar, cum să vă spun, suntem în anul 2014, nu cred că se mai pune problema, să fraudăm alege. Dar spuneam că avem o lungă tradiție de falsificare a votului. În perioada interbelică erau binevoitori care stăteau în zona secțiilor de votare și dacă nu votai, erau țărăniștii și liberalii pe atunci, cum trebuie, era însemnat cu o cretă, de exemplu, cazuri menționate în Gorj, iar după aceea îți luai și o bătaie bună dacă n-ai respectat înțelegerea. Spuneam că erau fraudate alegerile pentru foarte simplu. Deci mai întâi
numeam primul ministru, el își făcea guvernul, organiza alegerile și ghiși cine le câștiga. Vă dați seama cei de la guvern. Singura dată când am avut, să spunem așa, o echilibristică din acest punct de vedere, s-a întâmplat în anul 1937, când guvernul n-a reușit să-și facă majoritatea de 40% care îi dădea dreptul să facă peste 50 și să guverneze singur. Și e implicat tot gorjeanul nostru, prim-ministru cu rezultate foarte bune în perioada interbelică, Gheorghe Tătărescu. Dar, ce vreau să vă spun, în 1946, comuniștii au falsificat grosier alegerile din toamna anului 1946, tot în noiembrie, apropo, și s-a întâmplat un lucru. Au urlat și țărăniștii, și liberalii pe afară, era după al doilea război mondial, dar nu i-a luat nimeni în seamă. Dar știți de ce nu i-a luat nimeni în seamă? Pentru că străinii se obișnuiseră cu două lucruri în România. Falsificarea alegerilor de cei de la putere odată și în același timp că de fiecare dată opoziția striga că fraudă, că nu știu ce, dar în momentul când venea la putere avea aceeași procedură. E, vedeți ce ție nu-ți place, nici altora nu face. E o vorbă românească care aici s-a aplicat. Deci, ce vreau să vă spun cu acest lucru e că și după 1989 au existat de fiecare dată probleme de acest gen. Cei care au pierdut alegerile au anunțat fraudă la ceilalți și cumva în momentul când aceste chestii nu se confirmă în totalitate sau nu s-au confirmat deloc, lumea nu te mai ia în seamă. Deci trebuie să fii foarte atent în momentul când faci asemenea acuzații cu fraudă. Mă refer din postura de lider al unui partid politic. Miza alegerilor din acest an însă este enormă, cum spuneam. Președintele este șeful statului și ați văzut ce a însemnat acest lucru în ultimii ani. Deși 7,4 milioane de români au spus președintelui în funcție și acum, la acest moment, i-au spus să plece acasă, el n-a vrut să plece. Pe, să spunem așa, o chichiță legislativă speculată de Curtea Constituțională. De fapt, nici acum noi spunem, așa cum spuneam și eu pe pagina de Facebook, că sunt așteptați la vot oficial peste 18 milioane de locuitori. Eu nu sunt convins că mai sunt 18 milioane și cu copiii de o zi. Deci părerea mea este că la acest moment România are sub 20 de milioane de locuitori în România. Sunt câteva milioane pe afară. E, în aceste condiții, când votul de afară din diaspora este nesemnificativ de ordinul a câteva, maxim câteva sute de mii de voturi, în România, cu drept de vot, într-un maximum așa, ar fi să zicem 10-11 milioane dacă am avea o participare masivă la vot. Ori sondajele nu ne arată acest lucru, deci probabil că vom fi mult sub 10 milioane, sau în orice caz în jurul acestei cifre ca să depășim 50%, dar pe real, probabil situația dacă vin 10 milioane de oameni la vot, n-ar fi undeva peste 50, ci probabil vreo 70% din electoratul care mai este în România. Dar n-am putut să demonstrăm acest lucru, nici partidele nu au voința să facă acest lucru, nici fosta guvernare, nici actuala. Și cred că e și o politică de stat. Și anume, în Uniunea Europeană contează mult să vii din România cu 20 și ceva de milioane de locuitori, peste 22 cum eram odinioară, și alta să vii doar cu 17-18 milioane. Contează acolo în politica europeană și cred că aici se face și de aici se face și acest joc și nu se stabilește exact cât suntem. Dar În anul de grație 2014, cred că ar fi normal să știm câți mai suntem în România. Ultimul recensământ n-a fost deloc relevant pentru că unii români n-au apărut,
Nu i-a întrebat nimeni. Știți, după cel recensământ că veneau pe la televizor și spunea, domne, pe mine nu m-a întrebat nimeni, n-am fost recenzat, iar alții au fost recenzați, erau pe afară, dar au fost recenzați în țară și alte lucruri. Deci, cred că cifrele nu sunt relevante. Cum spuneam, există deja o dispută mare, apropo de alegerile de duminică, referitor la cu ce se votează pentru... deci, în România de data aceasta, deci pentru România, deci votăm pe baza unui act de identitate, da? Deci putem să votăm cu cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul, pașaportul diplomatic, pașaport diplomatic electronic, pașaport de serviciu și, bineînțeles, pașaport de serviciu electronic, iar în cazul elevilor de la școlile militare pot să voteze și cu carnetul de serviciu militar. Românii cu domiciliu în străinătate care vor vota în România pot vota cu pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu, și pașaportul simplu temporar, cu aceeași precizare, pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu. Și acum, românii cu domiciliu în România, care în ziua votării se află în străinătate, vor vota la secțiile de votare pe baza uneia dintre următoarele acte. Deci, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul simplu, pașaportul un simplu temporar și titlul de călătorie. Aici era problema cu cartea de identitate, de aici apărând scandalul că nu există atâtea timbre autocolante. Bine, de alegeri putem să tot vorbim, dar cred că ne-am săturat de o lună de zile de când vorbim de campanie și în același timp de această așteptare care durează. Noi practic am intrat în campanie electorală cu multe luni înainte și nu vom scăpa de ea probabil nici foarte curând, chiar și după alegeri, or să mai fie, cum spuneam, suntem în România și o să spună, ăla care a câștigat a falsificat alegerile, ăla care a pierdut a fost lucrat și toate celelalte. Cum spuneam, suntem în România și avem o tradiție foarte mare din acest lucru. Așa că nu vom abandona acest subiect, cu siguranță ne vom mai întâlni cu el. Mergem mai departe și vom vorbi de alte știri la ordinea zilei. Printre ele, cum spuneam, una se fac speculații ce va mai spune sau la ora aceasta deja probabil că vorbește președintele în funcție cu noi dezvăluiri. De asemenea, aflăm că unii dintre cei mai importanți oameni și mai bogați oameni din România se pare că vor fi târâți în justiție pe dosarul EADS. Așa că de ce spun asta? Aflăm că Ion Țiriac face o primă declarație despre dosarul EADS, unul dintre cei mai bogați, numărul 2 ca și bogăție, o să ajungă și el pe la tribunal. Păi dacă Ion Nicolae ajunge, cum spuneam aseară, ajunge și Ion Țiriac, Frank Timiș nici el nu o duce prea bine, o să constatăm că toate averile din România sau cele alea foarte mari s-au făcut prin mijloace necurate. Dar asta este, vom mai vedea ce se va întâmpla. Aflăm însă o veste bună, a spune eu, pentru primarii din Gorj. Știți că sunt vreo 27 de primari din Gorj care au probleme cu ANI, e Agenția Națională de Integritate. Unii dintre ei au foarte puțin, au mai câștigat, alții au pierdut în primă fază, sunt în diverse instanțe. Vreau să vă spun că cel care a bătut ANI, spuneam și mai devreme, până acum, cel care a bătut ANI este Mircea Diaconu. E bine, după Mircea Diaconu, să știți că și alții au bătut ANI în instanță. Aflăm că Agenția Națională de Integritate a mai pierdut un proces. De data aceasta, inspectorii de integritate au dat greș în cazul lui Sorin Roșca Stănescu. Fostul parlamentar liberal, care este în închisoare, știți, pentru
următorii 2 ani și 4 luni, i-a bătut în instanță. Deocamdată și cred că nu mai există, nu știu dacă mai există cale de atac. Presa preia o declarație chiar lui Roșca Stănescu, care, atenție, deși este în închisoare, este scrie bine mersi, are un site propriu în care se exprimă, așa că, ba din contră, poate are mai mult timp să scrie, poate cei care l-au băgat la Mititica i-au făcut și bine ca să nu mai fie distras de alte activități cotidiene, e și omul scrie. Și printre ce scrie, spune că, deci, a câștigat, deci, hotărârea judecătorească a fost făcută publică la sfârșitul săptămânii trecute de Curtea de Apel București. Ani a pierdut procesul intentat împotriva mea, spune Sorin Roșca Stănescu. În ce a costat acest proces? Deci plângerea Ani legată de Sorin Roșca Stănescu a fost respinsă. Acesta este în închisoare pe un alt caz, dar iată că Ani poate fi bătută, nu este infailibilă cum încearcă să ne prezinte unii. Și pentru că tot ne-am făcut obiceiul ca în fiecare seară să mai vorbim ceva de Sanitas, vreau să spun că ministrul sănătății a discutat astăzi cu reprezentanții Sanitas despre creșterea veniturilor în sistemul sanitar și a calității serviciilor. Ar trebui să fie o legătură între cele două probleme. Din nefericire, nu prea este. Știți, ultimul caz, încă un copil de o lună a murit într-un spital din Târgu Jiu. Rămâne să vedem, într-adevăr a făcut o complicație, dar rămâne de văzut dacă este și o vina medicilor sau doar conjunctura nefavorabilă. Dar este încă o problemă legată de sistemul sanitar din România și din Gorj. Și este o anumită nesiguranță, cum spuneam, cei care vor să se trateze nu prea rămân la Târgu Jiu și nu e normal pentru cazuri minore să pleci într-un alt centru, dar suntem în România și trebuie să facem acest lucru dacă de multe ori vrem să trăim. Spuneam despre ce subiecte au fost astăzi pe ordinea zilei, unul chiar foarte interesant. Instituția care ne guvernează, practic, activitatea inclusiv NSATV, CNA-ul, a ajuns și el în centru unui scandal. Procurorii au ajuns și acolo pentru că s-ar fi întâmplat niște lucruri necurate. E o bătaie pe viață și pe moarte pe șefia acestei instituții. Rămâne ca telespectatorii să urmărească și canale centrale, să vedem cum se termină acel lucru, pentru că din știrile de până acum nu ne-a lămurit nici ce caută procurorii prea mult, nici care e vina, nici altceva și dovadă. Știți că de obicei când pleacă procurorii de neadescind într-un loc, saltă și pe cineva. Pentru 24, pentru 29-30 de zile, pentru mai mult, pentru mai puțin. În cazul acesta s-au verificat niște acte la secretariat, niște birouri pentru niște decizii de acum, din ultimul an, și cam atât. E adevărat însă, e un scandal acolo care nu se mai termină și probabil acesta a fost accentuat acum în campania electorală. Ne întoarcem la parlamentari. Parlamentarii care spuneam că sunt tot mai mulți penali. Și astăzi am mai aflat că un parlamentar era implicat, deja mai avea, e vorba de senatorul Gigi Chiru, e urmărit penal pentru că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro. Ce penalti, ce ailalți? Iată că și Nea Chiru cere bani și încă bani frumoși. Vă dați seama cum vorbim în România? Șpagă de 1,5 milioane de euro. Deci, dacă transformăm în lei, vreo 60 de miliarde de lei vechi, nu? O sumă. Dar vreau să vă spun apropo de acest lucru, vreau să vă... Aleșii noștri sunt acum în campanie electorală pentru președinte și au luat vacanță. Bine mersi,
o vacanță prelungită și, atenție, n-au prea lucrat nimic anul ăsta. Anul ăsta a fost ba din vacanțe în vacanțe, din perioadă electorală în perioadă electorală și când s-au reunit, n-a fost vorum din diverse alte motive. E bine, aflăm, de exemplu, că la Parlament așteaptă să fie dezbătute peste 600 de legi. Deputații și senatorii au atins de astfel un record anul acesta și în privința numărului de acte normative depuse și nediscutate, dar și în privința timpului petrecut la muncă. Atenție! La Camera Deputaților sunt 435 de legi aflate în dezbaterea comisiilor. Senatorii au plecat în campanie și au lăsat baltă 184 de acte normative. Deci facem socoteala, sunt peste 600. Restantele se explică simplu dacă vedem cât au muncit parlamentarii în 2014. Au început anul cu o vacanță, toată luna ianuarie. Apoi au avut o săptămână liberă de Paști, de Paștele Catolic, pardon. Și bineînțeles, încă una de cel ortodox. Toată luna mai, vacanță, au participat la alegerile europarlamentare. În iunie au venit la serviciu pentru o singură lună, iar în iulie au intrat în vacanță oficial. Iulie și august a fost vacanță parlamentară. S-au întors la Parlament pe 1 septembrie și au plecat din nou în vacanță pe 1 octombrie. Adică, dacă facem un calcul, au fost cam 6 luni de vacanță. Să ne mai mirăm de numărul acesta mare de legi, dar faza cea mai interesantă este altceva, că sunt în vacanță de la Parlament, dar nu prea sunt în vacanță la încălca legea. Ba din contră, cred că au avut mai mult timp să se ocupe de aceste cazuri. Că am tot văzut cum cad pe înregistrările de, pe acele înregistrări ale DNA-ului, ceea ce înseamnă că au activitate. Trafic de influență, corupție, șpagă, toate acestea sunt ale parlamentarilor noștri. De discutat și în același timp de gândit, dacă mai lăsăm, avem 2 ani până la alegerile din 2016, dacă mai mergem prin acest vot uninominal. Părerea mea, și am văzut că și specialiștii înclină să, este o mare aberație. Nu mă refer la faptul că ajung în Parlament toți neaveniții, ci datorită faptului că Parlamentul nostru a rămas fără mari personalități. În momentul când partidul și-a asumat o listă și plecau, îți făceai o listă ca să câștige, o listă în care puneai și oameni valoroși. Acum, în ultimile 2 rânduri de alegeri, ce am pus? Am pus pe cei care au avut bani în general să-și plătească campanie. E inclusiv partidele mari. Rezultatul, aceștia aveau nevoie de o imunitate și acum vedem noi ce se tergiversează dosarele lor, sau, în orice caz, unii vreau să se împăuneze și cu titlul de deputat, senator, pe lângă averea care o aveau sau care au dorit să o facă. E, cred că ar trebui să ne întoarcem din nou la votul pe listă, dovada cea mai bună fiind alegerile europarlamentare. Dacă la Parlamentul European se merge pe listă, suntem în Uniunea Europeană, deci acest lucru se produce și în Germania, și în Anglia, și în România. Cred că ar trebui să ne întoarcem la acest sistem. Oricum, dacă comparăm lista de europarlamentari cu lista de parlamentari ai României, vă spun eu că vreo câteva sute n-au ce căuta pe acolo. Asta în afară de penali. Dar poate se gândesc cei care sunt acum în capul trebii sau noul președinte va face și acest lucru pentru că e nevoie de o schimbare. Nu contează, până la urmă, s-a făcut un titlu de glorie actualul președinte de 300 parlamentari. Nu știu dacă e corect 300, dar cu siguranță cred că avem nevoie de mai mult și să avem și Senat și Camera Deputaților, dar cu atribuții distincte. Apropo, țineți minte că acum 2 ani se vorbea de modificarea Constituției, de toate cele. Nu s-a făcut nimic. Regionalizarea, ați mai auzit ceva de ea? Miram aș să auzim foarte curând, deși, atenție, Uniunea Europeană pune mare accent pe acest lucru, pentru că una, să acceseze un proiect din postura unei regiuni, cum e Oltenia,
și alta să accesez din postura unei județ ca și Gorj. Apropo, s-a vorbit și de o strângere a comunelor. Avem în Gorj încă comune foarte mici, chiar sub 2000 de locuitori. Nu știu dacă... E adevărat, pentru cetățenii aceia ar fi greu să fie comasați cu altă localitate să meargă mai mult. Dar suntem în secolul vitezei. Sau am trecut deja de el într-o etapă superioară. Nu se mai pune problema să mergi, de exemplu, de la Scoarța la Târgu Jiu sau de la Câlnic la Târgu Jiu sau la Bălești sau de la Telești. Deci trebuie făcut ceva și din acest punct de vedere, pentru că s-au încercat cu acele reuniuni de comune, acele galuri de care s-a tot vorbit, dar partea practică nu. Cred că ar trebui să avem o localitate mai mare. Deci nu cred că s-ar justifica, apropo, la populația Gorjului, să avem comune sub 5.000 de locuitori. Deci clar, acestea ar trebui să se strângă mai multe la loc, ar fi și resurse mai multe, cheltuieli mai puține și, atenție, cred că am putea și accesa fondurile europene mai ușor și cu personal specializat, pentru că și aici e o problemă. Acum, vorbind despre cele mai importante evenimente din zilele acestea, trebuie spus că această vacanță a parlamentarilor până la urmă poate face și bine. Și anume, avem foarte multe legi proaste în România. Deci suntem în România, țara unde nu prea putem să facem lucruri valabile, cel puțin în ultima perioadă. Dăm legi de dragul de a fi date, legi care le tot explicăm prin metodologii, care nu apar la timp și practic ne-am băgat într-un hățiș birocratic din ce în ce mai avansat. Suntem în țara unde avem proceduri. Am luat după modelul european proceduri în orice. Procedură de la situații de urgență până la sute de proceduri în domeniul sanitar, sute de proceduri în domeniul educației și tot așa. Credeți că le citește cineva? E adevărat că în oricare instituție, în momentul când ai un accident, te ții după o anumită ordine de resuscitare, tot ce ține, de descarcerare, resuscitare, transport la unitatea de salvare. Sau la o școală, dacă dai o adeverință, trebuie să faci o cerere, trebuie să faci aceste lucruri. Dar trebuie să faci procedura. Procedura care consumă hârtie, consumă nervi, consumă muncă. Pentru ce? Ca să justificăm ce? Că muncim și că avem hârtii. Apropo de educație. Nimeni nu mai pare preocupat de calitatea educației efective. Deci toate școlile din România s-au transformat într-o fabrică de hârtii. Apropo, avem și la nivel de învățământ superior și la nivel de învățământ gimnazial, învățământ preuniversitar într-un cuvânt, acele agenții de calitate care fac niște evaluări. Dar atenție, acele evaluări se fac tot pe hârtii și cari hârtiile cu roaba sau, mă rog, cu portbagajul de mașină. Credeți că le-a citit sau le poate citi cineva toate acele proceduri? Repet, acele proceduri se fac, dar noi, în loc să simplificăm lucrurile, le-am complicat și mai mult, ca să justificăm existența unor instituții. Cerem hârtii, hârtii și iar hârtii. Planuri, măsuri, toate aceste lucruri poate sunt necesare, dar cu siguranță, dacă ele nu există la nivel european atât de pregnant, chiar în domeniul sanitar de afară, vorbeam cu cineva care a fost medic în România, acum lucrează în Franța de peste 2 ani, și care spunea că hârtiile sunt mult mai reduse acolo decât în România. Și se nu se compară condițiile de lucru de acolo cu condițiile de la noi. Sunt multe lucruri despre care vom vorbi. Ne întâlnim luni ca să dezbatem și rezultatele primului tur. Atunci avem voie să vorbim și despre candidați, pentru că e o perioadă de câteva zile când nu e campanie electorală. În același timp, ne vom întâlni și vom vorbi și despre alte lucruri din România și din Gorjul nostru drag și scump.
Cum vedeți, n-am vorbit prea mult de gorji în seara asta, cu siguranță o să o facem de săptămâna viitoare. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!